bine ați venit pe canalul meu! Astăzi am un video tag, un video pe care l-am făcut pentru canalul în limba italiană și se numește Elimină make-up-ul. Adică, luați un porfar din ăsta și puneți 10 produse înăuntru, adică trebuie să, acest porfar trebuie să conțină un mascara, un deci un rimel, un fond de ten, un blush, o teră, un iluminante, un ruj, un creion pentru sprâncene, o paletuță și un creion pentru ochi și un corector. Haideți să începem cu întrebările. Bineînțeles, eu să le traduc în direct cu voi, pentru că eu sunt un pic dezordonată și uit mereu să fac chestiile și mă hotărăsc în ultimul moment, dar n-are nimic. Hai că încerc aici. Prima întrebare. Elimină produsul de make-up care se expiră, care îl faci să se expire, ca să se ia. Elimină produsul de make-up care nu-l termin niciodată și să expiră la tine în genduță. Eu elimin această ciprie pentru că nu reușesc niciodată să o termin și să expiră. Asta eu folosesc pasta Stay Matte de la Rimmel. Următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up care nu-l folosești când te grăbești. Ce nu folosesc eu când mă grăbesc? Tera. Nu, dacă mă grăbesc tare, nu o folosesc. Următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up pe care schimbi mereu care schimb mereu brandul. Eu provez toate eyelinerurile posibile după piață. Acum sunt fixată cu eyelinerul de la Mulac. Nu știu dacă știți, este o firmă a unei fete românci, unei româncuțe ca noi. Pe YouTube se cheamă La Sindina, este crescută aici în Italia, dar este româncă și face niște produse naturale, face și o campanie împotriva cancerului la sân și m-am îndrăgostit de produsele lor, fac niște produse foarte mișto. Oricum, acesta este produsul pe care eu îi schimb mereu brandul, pentru că încerc mereu și caut mereu să fie ceva mai bun. Următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up care l-ai cumpărat după ce ai văzut o publicitate. Asta de la Zoeva. Este o paletuță foarte mișto. O să vă fac un review, pentru că este de nu poate. Și culoare miștoare. Am cumpărat-o de pe un site, cred că n-am dat decât 18 euro pe ea. Este de o calitate foarte bună. Asta e Cocoa Blend. Deci eu elimin asta pentru că l-am văzut într-o publicitate și l-am cumpărat. Următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up care nu-l folosești vara. Eu vara nu folosesc fondul de ten absolut niciodată, pentru că transpir și leșin. Eu folosesc, preferatul meu este Maybelline Dream Satin Fluid. Eu am nuanța Canel numărul 40 și pe ăsta de vara eu nu-l folosesc de niciun fel. Nu știu dacă am impresia că am vorbit în italiană mai devreme. Oricum, produsul, fondul de ten eu nu-l folosesc vara. Următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up care nu îl folosești până la sfârșit. Ce nu folosesc eu până la sfârșit? Blush-urile. Am aici paletuța de la Makeup Revolution London. Am aici o tonă de blush-uri și vă dați seama că o să mă plictisesc de ele și nu o să le folosesc până la sfârșit. Următoarea chestiuță. Ia să vedem următoarea întrebare.
elimină produsul de make-up care poți să-l înlocuiești cu ceva care ți-a rămas în gentuță. Eu înlocuiesc creionul, pentru că creionul nu se poate trăi fără creion, cu creionul pentru sprâncene. Eu îl folosesc cu ăsta de la Wet n Wild. Tot ăla de la Pupa e cel mai bun, oricum. Și mi-l bag înapoi pe ăsta creionul negru, adică eyelinerul. Și să vedem următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up care nu ți-l pui când te machiezi simplu. Cu ce mă machiez eu? Dacă mă grăbesc așa tare, aoleu, poate machiaj simplu. Să zicem rimelul, dar eu fără creion nu ies în casă. Cu rimel am mai uitat să mai îndau, deci cu mascara. Deci, eu folosesc pe ăsta la Too Faced, el Better Tan Sax. Deci elimin pe ăla. Următoarea întrebare. Elimină produsul de make-up care nu ți-l pui în fiecare zi. Cred că în fiecare zi eu nu mă omor să-mi pun rujuri, deci elimină. Eu l-am pe ăsta preferat, Kiko Make-up Double Touch, e la care ține toată ziua. Deci pot să mai uit câteodată așa să mi-l pun. Și ultima întrebare. Ce părere ai despre produsul care ți-a rămas? A rămas mai ăsta. Este într-adevăr produsul top. Nu poți să treci fără el. Este așa. Deci eu pot să nu pun fond de ten, pot să nu îmi pun rimel, pot să nu îmi pun ruj, dar nu ies din casă fără eyeliner sau creion negru. Deci pentru mine creionul negru sau eyelinerul este produsul top. Asta a fost videoul. Vreau să tăgăduiesc 3 fete. Nu mai tăgăduiesc pe Alexandra, că am zăpăcit-o cu toate tagurile mele. Te pup, iubita mea, surioara mea, iubita mea. Și vreau să dau acest tag la 3 fete. Prima este Elena de pe canalul Home Made by Elena. Că am învățat să-l zic ca lumea, că spuneam mereu Elena, că spuneam așa ca în italiană. Te pup, Elena, și sper să-ți placă acest tag. A doua fată pe care vreau să o tăgăduiesc este Julia, de pe canalul Julia Hatch Official, ăla că eu cu engleza nu prea le-am. Sper, Julia, să-ți placă și să-l faci și tu. Și a treia fată este Roxane Beauty Makeup. Frumusețe, sper să-ți placă și ție acest tag. Și cam atât. Sper că video v-a plăcut și ne vedem la următorul video. Like!